Partea colorată. Se sugerează să se citească numele într-o carte de telefon și din cei 2 milioane aproximație de locuitori ai orașului, mai bine de jumătate se spune că au alte nume decât nume de origine germanică, deci sunt sunt emigranții care locuiesc în Viena. Printre ei, unii dintre cei mai importanți ar fi de menționat cei din comunitatea evreiască, și aici comunitatea evreiască a avut un rol extrem de important de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei. Au fost poate printre primele comunități din Europa care s-au constituit în Viena în urma isconirii evreilor din partea de vest a Europei. Ei au poposit în Austria și respectiv la Viena încă din secolul XI. La vremea respectivă, comunitatea lor era destul de mare ca și număr de locuitori și chiar foarte importantă